Carol I cu regina Elisabeta, respectiv regele Ferdinand cu regina Maria, la intrarea principală mai puteți cuprinde noua catedrală episcopală și regală, unde se află mormintele următorilor doi regi, regele Carol al II-lea, regele Mihai, soția regelui principesa regina Ana și mama regelui Mihai, regina Elena. Tot în noua catedrală, după ce veți trece de spațiul mormintelor, în spațiul liturgic, în partea stângă a Sfântului Altar, este așezată rampa cu moaștele Sfintei Ucenițe din Odeia de la Pontea de Argeș. Revenind la această catedrală, este unică prin arhitectură. Tot ceea ce veți vedea dumneavoastră în exterior pe pereți este numai sculptură, numai ce o figură piatră, întâlnim mobilate elemente de natură armeană, arabă, persană, iar specificul catedralei, dacă în interior sunt cele 12 coloane cioplite din câte o singură piatră și simbolizând pe cei 12 apostoli, în exterior veți remarca cele două turme răsucite cu formă de spirală, proporționate, care pentru prima dată la această oră în țara noastră. În momentul când veți merge pe lângă biserică să revedeți vegetea roșie, unde se spune că a fost zidită Ana, soția meșterului Manole, chiar în față vă va mai atrage atenția un complex care cuprinde și paradisul Mesirii, unde au stat moaștele Sfinților de iar de mai bine de 100 de ani. Acum este un proces de restaurare de multe domene, se va organiza în sfârșit, se va redeschide, dar sunt de călătorie, pentru că aveți de călătorie. Doamne, și concediu că nu-ți mulțumim.